Bună, Eugenia! Bună ziua, domnul Marius. Continuăm învățăturile din Tao Te Ching de la Oță. Da, deci, învățătorii din vechime ai lui Tao erau subtili și misterioși. Ei aveau o profunzime greu de atins, pentru că învățăturile lor sunt prea greu de înțeles și acceptat, fiind descrise astfel. Fii atent la ele, ca atunci când ai traversa un râu înghețat. Fii prevăzător, ca și când te-ar înconjura de peste tot pericolele. Apleacă-te în fața lor, ca și când ai primi un oaspete de vază. Fii gata să cedezi, ca și gheața ce urmează să se topească primăvara. Primește-le pe toate, cu simplitate și sinceritate, ca o virgină adevărată. Deschide-ți mintea, ca o vale adâncă și primitoare. Armonizează totul, așa cum face vârtejul apei. Cum se poate transforma o apă plină de nămol într-o apă limpede? Omului Tao va menține constantă pacea inimii pentru a atinge puritatea minții. De aceea, el nu poate fi deranjat de dorințele lumești. Iar după atingerea purității minții, cum poate ea să rămână veșnică? Astfel, omului Tao se va uni și se va armoniza cu toate ființele în eternitate. Cel care îl respectă pe Tao nu va cădea niciodată în lăcomia de viață și dorințe, pentru că este atât de umil încât dă voie la toate să existe și astfel îmbrățișează tot timpul pe acest unu care este marele Tao. Da. Deci învățătorii din vechime erau subtili și misterioși. Dacă se referă la învățătorii din vechime, dacă specifică lucrul ăsta, înseamnă că cei mai actuali nu sunt atât de profunzi, oare? Da, se Mi te poate. spune. Da. Adică, cu trecerea timpului, probabil ne-am, sau mai mult ca sigur, ne-am afundat în materie și am pierdut din profunzimea și înțelegerea profundă a lucrurilor. Da, a apărut o cunoaștere care a obturat adevărata cunoaștere. O cunoaștere complicată, o cunoaștere creată din tot felul de teorii care nu au corespondență cu realitatea. Concepte variate care se definesc unele din altele. Și așa a crescut foarte mult această cunoaștere, care de fapt este îndepărtare de adevăr. De adevărata cunoaștere, da. Adevărata cunoaștere nu cunoaște. Adică cunoașterea obișnuită nu cunoaște asta umană. Adevărata cunoaștere nu este vorba despre cunoaștere. Nu Da, pentru este o că cunoaștere conceptuală, este o cunoaștere directă. Și foarte simplă. pentru că învățătura sau cunoașterea care este actuală se referă mai mult la exterior. Din cauza Da, aceasta nu are sigur, profunzime sigur. și nici nu are efect până la urmă, nu are nicio rezolvare. Și zice, ei aveau o profunzime greu de atins, pentru că învățăturile lor sunt prea greu de înțeles și acceptat. Și după aceea zice, fii atent la ele. Deci sunt atât de profunde și ca să le înțelegi, ca să, nu ca să le înțelegi, ca să ajungă înțelegerea la noi, ar trebui să fim atât de atenți, nu numai la noi, ci și la ce ne înconjoară, să nu ne pierdem probabil în gânduri, pentru că zice ca și când ai traversa un râu înghețat. Când traversăm un râu ca să nu cădem în apa aceea rece, suntem foarte atenți. Înseamnă că pentru a ajunge la învățătura lui Tao, sau da, să pătrundem, sau să ne pătrundă, mai bine zis, învățătura lui Tao pe noi, ar trebui să fim foarte vigilenți în tot ceea ce facem. Pentru că fiind vigilenți, probabil nu mai dezvoltăm mintea, nu se mai dezvoltă ego-ul și atunci îl putem lăsa pe Dumnezeu să ne pătrundă și să lucreze El prin noi. Fii prevăzător, ca și când te-ar înconjura de peste tot pericolele. Deci, încă o dată, vigilență. Apleacă-te în fața lor, ca și când ai primi un oaspete de vază. Deci, să fim în acceptare. Un oaspete de vază. Foarte atenți să fim și foarte primitori, deschiși.
Și aici foarte important, fii gata să cedezi, ca și când gheața urmează să se topească. Deci cedarea până la urmă este esențială și de căpătâi. Ești atent, suntem atenți, însă cedarea este cea care rezolvă, care îi permite lui Dumnezeu să ne pătrundă. Da, și noi Primește-le să pe toate. ajungem la el. Da, și noi da, sigur, da. Primește-le pe toate cu simplitate și sinceritate. Deci, până la urmă, lucrurile nu sunt complicate, ego-ul nostru e cel care le complică, pentru că doar prin simplitate și sinceritate omul ajunge la îndumnezeire. Deci tot ce este complicat în lumea asta, tehnici, alergare după mai mult bine pentru sine, petrecerea timpului cu ce s-a întâmplat în trecut, rezolvarea, dorința de a rezolva, de a veni cu rezolvări, sunt de fapt pierderi de energie care ne îndepărtează de Dumnezeu. Deci în Tao Te Ching ne transmite simplitate. Ne recomandă simplitate și sinceritate, ca o virgină adevărată. Și atunci, zice, se deschide mintea ca o vale adâncă și primitoare. Deci doar în aceste condiții mintea se deschide și îl primește pe Dumnezeu. Apoi urmează armonizarea. Cum se poate transforma o apă plină de lămol într-o apă limpede? Da, noi suntem într-adevăr apă, dar suntem o apă plină de nămol, pentru că sunt toate acele programe pe care le cărăm, ca să zic, le ducem cu noi, nu știu câte vieți sau toată viața, și nu lăsăm prin neeliberarea de aceste programe, de fapt a ego-ului, noi de fapt rămânem plini de nămol și nu-i permitem lui Dumnezeu să ne conducă viața. Și în felul ăsta, dacă nu îl lăsăm pe Dumnezeu, suntem foarte neliniștiți, foarte zbuciumați. Pentru că, zice mai departe, omului tău va menține constantă pacea inimii pentru a atinge puritatea minții. Deci când vom deveni oameni ai lui Dumnezeu, într-adevăr, atunci se va încetățeni și pacea inimii. Pentru că nu, ce înseamnă pacea inimii? Să nu vrem voia noastră. Când noi venim cu dorințele noastre, atunci se perturbă armonia, pentru că deranjăm ordinea lumii, planului Dumnezeu, și nu avem cum să fim liniștiți, pentru că tot timpul vom dori din minte, cu mintea, cu ajutorul minții, și asta înseamnă dezvoltarea egoului, să facem noi ceva. Și normal că dacă inima, dacă mintea nu este în pace, deci dacă inima nu este în pace, nici mintea nu este pură. Am spus bine aici? Da. Deci omului Tao va menține constantă pacea inimii pentru a atinge puritatea minții. Da. Deci acestea două sunt legate. Pacea inimii atinge puritatea minții. Inima când este prea legată de această lume, normal că produce o dezordine și în minte. Din cauza asta, mintea funcționează într-una toată viața, pentru că suntem prea atașați de această lume. Doar când renunțăm la această lume, se liniștește mintea și ne aduce pacea inimii. Apoi, de aceea el nu poate fi deranjat. O, ce frumos! De aceea el nu poate fi deranjat de dorințele lumești. Deci cât deranj producem noi cu dorințele noastre. Iar după atingerea purității, deci când mintea este limpede, clară, cum poate ea să rămână veșnică? Doar prin renunțarea la eu, la dorințele lumești. Doar atunci ne putem armoniza cu Dumnezeu, omului Tao, deci se va uni și se va armoniza cu toate ființele. Asta înseamnă, deci dacă Dumnezeu este în fiecare ființă, e normal, adică se decurge, că vom fi în armonie cu toate ființele. Când intri în pace, când tu intri în pace,
Nu este neapărat nevoie ca toți să fie în pace. Este suficient să fii tu și toți cei din jurul tău vor intra și ei. Da, noi dorim să intervenim întotdeauna. Când suntem în ego, dorim să intervenim, să-l schimbăm pe celălalt. Și Sau nu putem suntem să schimbăm nemulțumiți. nimic atunci. Da, sau vrem să suntem nemulțumiți de lume, de ceea ce se întâmplă în lume. Dar cădem în mai mult ego. Doar atunci când renunțăm la noi, la noi, la sine, la sinele nostru care dorește această lume, doar atunci pacea, se instaurează pacea și intrăm în armonie cu Dumnezeu și cu toate ființele. Și mai departe, cel care îl respectă pe Tao, deci care atunci când respectăm planul lui Dumnezeu, nu avem cum să mai cădem în lăcomia de viață. Deci, nu, eu ce înțeleg aici, nu trebuie să ne străduim. Să ne străduim să nu mai devenim lacom sau să nu mai. Nu trebuie decât să-l respectăm pe Tao, adică pe fiecare om. Fiecare om, pentru că în fiecare om este conținut Dumnezeu, respectarea felului de a fi, așa cum l-a lăsat Dumnezeu, pe fiecare care, fiecare om care se prezintă în fața noastră, în viața noastră, în fiecare clipă, înseamnă că este Dumnezeu acolo, prin care, prin acel om ne spune, am nevoie de iubirea ta. Deci, nu avem cum să respingem oamenii, ci doar să-i respectăm, să le dăruim iubirea noastră și astfel nu vom cădea în lăcomie de viață și dorințe. Deci, încă o dată, nu lucrurile exterioare sunt cele care ne rezolvă, ci ajungem la Tao când îl vom respecta în toți oamenii. Le vom accepta felul de a fi al fiecăruia. Și atunci va veni lucrurile exterioare, inclusiv restrângerea de această lume, va veni naturală. Și apoi, pentru că este atât de umil, încât dă voie la toate să existe și astfel îmbrățișează tot timpul pe acest unul, care este Marele Tao. Da. În același timp, când îl dai voie lucrurilor să existe, nu numai că îl îmbrățișezi pe Tao, dar și Tao te îmbrățișează pe tine. Da, și el lucrează prin noi și atunci, da, este chiar că o mare îmbrățișare în tot și toate. Dar atunci, într-adevăr, suntem întregi, ne comportăm ca un întreg. Da. Sigur. Da. Mai departe. Trecem? Omul trebuie să atingă golul ultim prin golire de sine desăvârșită și să-și mențină calmul cu sinceritate pentru a putea observa creșterea și înflorirea tuturor ființelor. Numai în acest mod cineva poate înțelege legea naturii. Toate lucrurile și ființele vor reveni până la urmă la sursa lor de origine. Acest proces este numit pace. Pace înseamnă întoarcere la natura originală. Această natură sfântă de la început este legea eternă. A cunoaște legea naturii înseamnă a fi liber. Acela care ignoră legea naturii va fi nechipzuit și de aceea va chema nenorocirile asupra sa. A cunoaște legea constantă a naturii înseamnă a fi generos. A fi generos este a fi imparțial și a nu ține cu nicio parte niciodată. A fi imparțial este o calitate supremă și măreață și înseamnă a fi absolut liber de condiționări. A fi liber este natura însăși a lui Tao. Dar Tao este veșnic. Când corpul fizic moare și se duce, Tao rămâne singur stăpân peste toate. Omul trebuie să atingă golul ultim prin golire de sine desăvârșită. Deci venirea noastră pe acest pământ este golirea de sine. Ce înseamnă? Dorința de lipire cât mai mult de această lume. Adică a dori, cum se spune, să depășim necesitatea.
Normal că dacă am venit în această lume, ne folosim de ea, însă atunci când depășim necesitatea și dorim mai mult decât avem nevoie, se distruge echilibrul. Deci, golul ultim îl atingem prin golire de sine, lepădarea aceea de sine. Și prin acest lucru, omul reușește să rămână calm și în același timp, prin calmitatea lui, va putea observa cum celelalte ființe cresc și înfloresc în fața lui. Deci, încă o dată, face referire la neintervenție. Deci, noi nu putem să avem vreo pretenție de la celălalt, inclusiv femeia de la bărbat, că să fie și el într-un fel anume. Deci nu avem nicio pretenție, clar, clar, clar. Nu se poate avea nicio pretenție față de nimeni, ci doar o golire de sine desăvârșită. Nicio dorință, nicio pretenție, nicio așteptare. Doar atunci vom fi în Tao și doar atunci se va produce transformarea, pentru că în felul ăsta îi vom putea vedea pe ceilalți de lângă noi când cresc și înfloresc. Foarte frumos! Deci vrei să spui că trebuie să-i lasă să înflorească ca să te bucuri și tu? A, da, cred că asta este și adevărata fericire, care vorbeam rândul trecut. Deci așa se împlinește fericirea. Dacă ceilalți Da. înfloresc, dacă ei, dacă te uiți la ei și nu înfloresc, înseamnă că nu ești fericit. Înseamnă că da, mimez o fericire, însă în interiorul meu încă mai este apa aceea murdară. Încă nu s-a limpezit, încă mai e nămol, nu s-a limpezit apa. Și numai în acest mod cineva poate înțelege legea naturii. Deci legea naturii așa funcționează, prin golire de sine, cu calm și cu sinceritate, și atunci putem vedea înflorirea celorlalți. Toate lucrurile și ființele vor reveni până la urmă la sursa lor, adică vor intra în îndumnezeire. A, deci în acest fel se va instaura armonia, cea plănuită de Dumnezeu cu noi toți și cu toate lucrurile sale de pe pământ, când se va întâmpla această golire de sine. Da, deci lepădarea de sine este cea mai mare putere a Universului, în felul acesta e demonstrată. Atunci se va instaura, toate lucrurile și ființele vor reveni până la urmă la sursa lor de origine. Acest proces este numit pace. Deci intrăm în pace. Cum? Când nu mai dorim nimic pentru celălalt, când nu mai avem nicio pretenție, nicio supărare, nicio explicație, Nu, când nu mai dorim nimic de la celălalt. când nu mai dorim nimic de la celălalt. Da, să ne dea ceva, să ne aducă el fericirea nouă, să credem că prin el ne. Da. Pace înseamnă întoarcere la natura originală. Deci doar când suntem în pace, suntem în îndumnezeire. Altfel nu. Deci Înseamnă că că asta noi înseamnă toate. când faci totul pentru binele celuilalt, atunci vei fi și tu în pace. Și aceasta este cea mai mare fericire. Înseamnă că cea mai mare parte a vieții noastre, noi nu suntem în natura noastră originală. Nu suntem, pentru că noi suntem o ființă divină și nu ne interesează binele individual. Pentru Străduința că noastră îngerii trebuie sus să de tot aducă. la prag nu interesau binele lor. Celulele noastre nu sunt interesate de binele lor. 80% de energie o doresc. Nu fac nimic pentru ele. Da. Asta e natura adevărată. Deci lăsarea de sine și această natură sfântă de la început este legea eternă. Deci aceasta este legea. Aceasta Exact. este legea. Lepădarea de sine. Lepădarea de sine. Deci altă lege nu există, atât. Noi atât avem de făcut, să ne golim de acel ego. Să renunțăm la dorința noastră și la pretenția ca celălalt să ne facă pe plac. Și cunoscând această lege, devenim și liberi. Da, deci libertatea înseamnă să fim liberi de toate tentațiile acestei lumi. Când nu mai dorim nimic mai mult decât ne este necesar din această lume,
și putem să funcționăm fără tristețe, fără supărare, fără așteptare, atunci ne putem considera a fi liberi. Însă dacă ignorăm această lege a naturii, atunci vom chema nenorocirile asupra noastră. Deci, întotdeauna când în viața noastră vin necazurile, când vin lucrurile dureroase, psihologic vorbind, înseamnă că am ieșit din legea naturii, adică legea lui Dumnezeu, care înseamnă golire de sine. Golire de... Deci, da, noi tot timpul cred că mai mult umblăm plini de noi. Ego-ul ăsta ne face plin cu dorințele față de această lume. Depășirea acestei lumi este intrarea în legea naturii, legea eternă, și atunci va fi și viața mai simplă, fără probleme. Ei, și acum zici un lucru foarte important. A cunoaște legea constantă a naturii înseamnă a fi generos. Adică generos se referă la a dărui iubire. Deci noi când dăruim iubire, asta înseamnă generozitatea la nivel mai profund. A dărui iubire tuturor celorlalți, indiferent cum sunt oamenii. Că de fapt ceilalți de asta apar în viața noastră și din cauza asta nu de multe ori, întotdeauna în viața noastră vin persoane care zicem că sunt nepotrivite. Zicem că e relația toxică și trebuie să plecăm de acolo. Din contră, legea eternă, legea lui Tao ne învață să acceptăm toți oamenii așa cum sunt, pentru că de fapt ei ne învață și Dumnezeu prin ei ne cheamă să fim generoși, să le dăruim iubire. Când putem să dăruim iubire, vom fi îndumnezeiți. Ce înseamnă generozitate mai departe? Zice a fi imparțial, a nu ține cu nicio parte. Sigur că da, devenim dogmatici după aceea și intrăm din echilibru. Pentru că Dumnezeu nu ține cu nicio parte, Dumnezeu nu este moral, totul este o lecție pe lumea asta, nu există niciun vinovat. Deci, imparțialitatea este caracteristica unui om care este în iubire. Și atunci suntem cu adevărat generoși. Deci, generozitate nu se referă numai la lucrurile exterioare, a dărui cuiva ceva exterior, un ban sau... Generozitatea înseamnă să fim în iubire când putem să dăruim atenție celor, să fim atenți la nevoile celorlalți, putem să îi îmbrățișăm pe ceilalți, putem să le acordăm un zâmbet, așa, pur și simplu. Într-un conflict, să putem să zâmbim celuilalt fără nicio judecată interioară. Și mai departe zice că este o calitate supremă și măreață a fi imparțial. Deci când nu ținem cu nicio parte, doar atunci devenim liberi, absolut liberi de condiționări. Deci neîmpărțire. Fim atenți la neîmpărțire. A fi imparțial este o calitate supremă și măreață. Și doar atunci suntem liberi de condiționări. Deci această libertate de tentațiile lumii este de fapt natura lui Tao. Deci venim în lume ca să o depășim. Asta înseamnă ce avem noi de făcut pe această lume sau cum se spune creștere spirituală. Asta înseamnă. De multe ori ego-ul când se gândește la creștere spirituală și imaginează așa niște trepte și noi pe undeva pe sus, pe treapta cea mai înaltă. Dar din învățătura de aici, de-a lui Tao Te Ching, creștere spirituală înseamnă cu cât ești mai jos. Cu cât te lași mai mult și ești mai jos, cu atât ești în îndumnezeire. Deci este total invers. Și apoi spune că când corpul fizic moare și se duce, Tao rămâne singur stăpân peste toate. Adică în interior noi îl conținem pe Dumnezeu și când acest corp se distruge, că orice se naște e supus morții, însă sufletul, scânteia aceea divină, conținutul acela de Tao pe care îl avem toți, acela va rămâne și acela va fi stăpân peste tot și toate.
El știe mai departe, Dumnezeu, ce se va mai întâmpla după aceea. Mai departe? Da. În timpurile de început ale omenirii, Tao exista în natura lui unică, iar oamenii îl purtau în ei, dar fără să știe. Cel care acționează din virtute și onoare este inferior lui Tao. Cel mai rău este să faci ceva din frică și cel mai nepotrivit este să acționezi din neîncredere. Acest lucru se întâmplă pentru că omul nu are destulă credință și de aceea nu are încredere în forțele împlinitoare ale cerului. Natura lui Tao este diferită de obiceiul lumii. El realizează actul natural al virtuții fără să acționeze. Așa cum dacă oamenii ar face ceva fără niciun efort și fără vreo intenție, atunci s-ar armoniza cu natura lui Tao. E frumos. Foarte frumos, foarte, foarte frumos. Cred că se referă, dar nu are importanță. Deci, în timpurile de început ale omenirii, Tao exista în natura lui unică. Da, la început era Dumnezeu în unitatea lui. Oamenii probabil că erau altfel, pentru că se spune că îl purtau în ei, dar nu știau, normal, pentru că nu aveau ego-ul, nu aveau acest plan mental. Cum a apărut planul mental? Nu Deci aveau a ce să început apere. împărțirea. Da. Cel care acționează din virtute și onoare este inferior lui Tao. Deci în fața lui Dumnezeu, ceea ce considerăm noi virtute în această lume nu are importanță. Încă un exemplu, un argument, că nu-i nimic ceva mai ceva decât altceva în fața lui Dumnezeu. Ceea ce noi considerăm ca și ego că e virtute, nu are nicio treabă. E la fel și cu păcatul și cu greșeli și deci noi, ego-ul e cel care tot împarte și găsește bun și rău. Dar în fața lui Dumnezeu toate virtuțile noastre sunt inferioare lui Tao. Și apoi specifică cel mai rău este să faci ceva din frică. Normal, pentru că atunci când ai frică, când un om are frică, înseamnă că nu are încredere în Dumnezeu. Crede că nu știe Dumnezeu cum să-i rezolve lucrurile sau că va rămâne descoperit pe undeva și da, și deci uită de Dumnezeu. Și cel mai nepotrivit este să acționezi din neîncredere. Deci frica și neîncrederea sunt lipsa prezenței lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu întotdeauna le face pe toate perfecte, întotdeauna dă fiecăruia exact atât cât are nevoie, nu lasă pe nimeni descoperit. Și când suntem în prea mult ego, atunci facem totul cu frică și neîncredere. Și atunci normal că fiecare va atrage și un necaz pentru armonizare, pentru reechilibrare. Da, și zice mai departe, pentru că omul nu are destulă credință. Da, nu avem credință că Dumnezeu ne face totul perfect. Da, pentru că ego ăsta vrea tot timpul să facă el ceva cu mintea lui. Nu are încredere, deci omul nu are, când nu are credință, nu are încredere în forțele împlinitoare ale cerului. Și acum urmează ceva foarte, foarte frumos. Când spune natura lui Tao, este diferită de obiceiul lumii. Deci întotdeauna să ne aducem aminte că lumea asta nu ai cum niciodată să o compari cu Dumnezeu. Nu, adică nimic din ceea ce se întâmplă aici nu face, nu poate să ducă la îndumnezeire. Zice așa, natura lui Tao este diferită de obiceiul lumii. El realizează actul natural al virtuții fără să acționeze. Adică un om este virtuos până la urmă când nu are intenții în spate, că zice fără să acționeze. Adică nu să stai așa ca molău în viață să nu faci nimic, ci tot ceea ce faci să faci fără intenție.
Să nu vrem, adică să nu vrem noi cu mintea noastră, cu dorința noastră să se împlinească ceva. Trăim și ne încadrăm în planul lui Dumnezeu fără intenție. Bineînțeles că nu e chiar ușor, e ceva exercițiu, însă atunci când reușim să acționăm fără intenție, atunci vom deveni cu adevărat virtuoși, pentru că în fața lui Dumnezeu. A, și uite, zice mai departe. Așa cum dacă oamenii ar face ceva fără niciun efort și fără nicio intenție, atunci s-ar armoniza cu natura lui Tao. Deci vom fi îndumnezeiți și lucrurile se vor curge în viața noastră într-un mod, să zic, bun, din punct de vedere al egoului, doar când vom trăi fără să depunem vreun efort, adică să ne străduim să obținem ceva și fără vreo intenție. Da, deci asta este calitatea apei. Curge și trece de toți bolovanii, de toate piedicile și se lasă purtată, se lasă purtată. Deci doar atunci ne putem considera că suntem în armonie cu natura lui Tao. Acțiune prin non-acțiune. Mai departe. Da. Când marele Tao scade în sufletele oamenilor, se ridică virtutea umană și a îndreptățirii de sine. Atunci când apare cunoașterea și inteligența, apare mare ipocrizie. Când cele 6 relații familiale nu sunt în armonie, se ivește pietatea și compasiunea. Când țara este în haos, vor apărea oficialii cei loiali. Deci când oamenii sunt în mai mult ego, uită de Dumnezeu, atunci se pune la atunci se pune la calitate, cum să spun, la rang de frunte, virtutea umană și a îndreptățirii de sine. Atunci oamenii cred că au dreptate în tot ceea ce fac, uită de Dumnezeu, că toate lucrurile vin de la Dumnezeu și sunt Dumnezeu, și au impresia că tot ceea ce fac ei, fac ei cu puterea lor. Dar aia este doar o virtute umană. Deci, toate lucrurile pe care, atunci când dorim să dezvoltăm inteligența, toate lucrurile pe care le acumulăm ca și cunoaștere, de fapt, în fața lui Dumnezeu, este ipocrizie. Cum ați spus și dumneavoastră, cunoașterea nu cunoaște nimic, pentru că toată cunoașterea este în Dumnezeu. Iar când apare pacea, când apare, când îi dăm voie, te dăm voie oamenilor și lumii să fie așa cum vrea ea, se instaurează pacea și doar atunci se instaurează și nu se instaurează. Dumnezeu este deja în noi, dar îi dăm voie să acționeze conform planului lui. Aici nu știu la ce se referă. Când cele 6 relații familiale sunt în armonie, se ivește pietatea și compasiunea. Nu, când cele 6 relații familiale nu sunt în armonie. Da, când nu sunt, da. Dar nu știu ce înseamnă, când cele Se 6 relații. pietatea și compasiunea. Și zice mai departe, când țara este în haos, vor apăra oficialii cei loiali. Da, Este probabil că. Nu, scuzați-mă, spuneți. foarte interesant aici, că noi suntem în situația asta de haos. Deci când ai putea să spui că totul se dărâmă în jurul tău, atunci apare soluția de salvare. De salvare, da. Deci când lucrurile nu mai merg bine, vor merge bine. Urmează, da. Deci este o pendulare în lumea aceasta, este o pendulare între haos și rezolvare prin apariția ordinii. Deci este o pendulare, rău, bine, haos, ordine, așa e lumea asta, Știi cum goală. este? Egoul numește lucrurile bune. Ceea ce egoul zice că nu este bine, acel lucru este salvarea noastră. Distrugerea egoului, dar salvarea noastră.
Deci întotdeauna când lucrurile nu merg bine, este cel mai bine. Iar când merg bine, ești în pericol. Înseamnă că e perfect în lumea asta, tot haosul și toată dezordinea care se întâmplă e Sigur că cel mai da. bun lucru care mi se poate întâmpla, pentru că de fapt Sigur. este pentru Pentru distrugerea egoului și salvarea sufletului. Da. da, pentru distrugerea egoului. Toate Deci e perfect. neplăcerile, da. Și necazurile noastre, boli, toate sunt vindecare. Nu e nimic Și rău. intrarea în armonie. Exact, și se intre în armonie. Dar Da. chestia este că sunt implacabile. Adică nu se poate Da. opri. Nu se poate Da, opri. pentru că Scuze-mă. nu, pentru că mă gândeam că sunt multe de rezolvat. Din cauza asta nu se mai termină. Sunt foarte multe, s-au adunat atâția mii de ani, atâta ego. Cred că s-a făcut imens. Și atunci Ego crede normal. că trebuie rezolvat ceva. Ele sunt Da. bune oricând, în clipa în care nu mai renunți la intervenție și ele intră în armonie automat. Noi stricăm ordinea lucrurilor. Pentru că vrem ceva, vrem cu un eu. Și nu ai ce să vrei, că viața doar este. Deci dacă vrei ca haosul să se termine, trebuie să lași așa haos cum e. Da, vrem ceva bun. Ego întotdeauna zice, da, vrea ceva bun și atunci caută o soluție. Dar lucrurile trebuie, sunt perfecte așa cum sunt, pentru că ele de fapt sunt curățarea Exact. egoului. Distrugerea Păi avantajelor noastre, a comodităților bunăstări, toate lucrurile astea sunt bune. Și ego zice că da. nu e bine. Păi zice că nu-i bine pentru că el se hrănește exact cu suferință, cu suferință, cu da, cu tot ceea ce, cu salvarea lui Dumnezeu, el zice că tot ce vine de la Dumnezeu ca și salvare, el zice că nu-i bine. Da. Mai departe, un om cu o mare virtute este numai acela care urmează în mod firesc calea lui Tao. Cu toate că acest Tao se înfățișează mereu ca fiind vag și de neatins. Cu toate acestea, în întinderea imensă a vidului, este acolo o imagine sau o substanță. Și în interiorul acestui mister de nepătruns se află o esență, și această esență este absolut de pură și adevărată. În ea se află marea și adevărata credință. Încă de la începutul lumii, Tao există. Numai gândul continuu la el poate să ne aducă înțelegerea începutului întregii ființări. La ce Dar de pagină unde ești? știu eu? Scuză-mă, la ce pagină ești? 122. Am sărit ceva? Da, 117. Citesc 117 întâi, da? Sau, da, îmi cer scuze. Treci peste învățătura obișnuită și rămâi doar cu o singură înțelepciune, cea a miracolului divin, și vei aduce astfel de 100 de ori mai multe beneficii oamenilor. Duceți bunătatea până la capăt și apoi tociți ascuțișurile pentru a obține neprihănirea. Asta va ajuta poporul să-și recâștige evlavia și compasiunea. Angajându-vă adevărata natură subtilă, dăruind mai mult binele vostru celorlalți, dispar hoții și tâlharii. Aceste trei afirmații sunt aparent insuficiente pentru a exprima calea adevărată a Marelui Tao. Prin urmare, aceasta ar trebui să facă oamenii, să se întoarcă la adevăratul lor sine divin și să-l îmbrățișeze cu toată inima pe acest unu pur. Retrăgeți-vă în sinele sublim și trăiți ca ființă divină pe pământ, restrângându-vă continuu dorințele lumești. Pe la carte. Da, deci învățătura pe care o primim lumească nu este capabilă să ne îndumnezeiască, ci doar singura înțelepciune este credința în Dumnezeu și doar așa, prin procesul acela de golire de sine, putem să aducem mai multe beneficii oamenilor. Deci doar în felul acesta, prin credința în Dumnezeu și prin lăsarea. Ce înseamnă credința în Dumnezeu?
prin acceptarea fiecărui om din viața noastră așa cum este. Deci aceea este adevărat, asta e singura înțelepciune. Duceți bunătatea până la capăt. Da, deci bunătatea este o calitate. Bine, e bună și în fața lui Dumnezeu nu e nimic mai bun decât altceva. Dar cu cuvintele omenești, Tao are o bunătate, îți inspiră, te face mai blând. Prin eliberarea de ego, omul devine mai blând, mai bun. Și atunci toate ascuțișurile noastre se vor toci. În felul ăsta, un om poate obține neprihănirea. Și asta va ajuta poporul să-și recâștige evlavia și compasiunea. Angajându-vă adevărata natură subtilă, dăruind mai mult binele vostru celorlalți, deci asta e de căpătâi. Dăruirea continuă, dăruirea pentru mai mult binele. De fapt, asta este iubirea. Asta e iubirea, să-i dăruim, să le dăruim continuu celorlalți din binele nostru, să nu-l păstrăm pentru noi. Doar atunci dispar hoții și tâlharii. Da, pentru că ei sunt echilibru, care vin cu echilibru. Vin și iau de la cel care are mai mult decât necesar. Aceste trei afirmații sunt aparent insuficiente pentru a exprima calea adevărată a Marelui Tao. Da, pentru că, cum a spus și la început, când spunem Dumnezeu, deci cuvântul Dumnezeu nu e totuna cu ceea ce este Dumnezeu cu adevărat. Aceste afirmații sunt doar ajutătoare, probabil, pentru a exprima calea adevărată către Dumnezeu. Deci, concluzia spune mai departe, aceasta este. Ce trebuie să facă oamenii? Să se întoarcă la sinele lor divin. Adică golirea de sine. Golirea de toate dorințele lumești, și de evitarea lipirii de această lume, doar atunci putem să-l îmbrățișăm cu toată inima pe acest unul pur. Retrăgeți-vă în sinele sublim, adică să îi dăm voie lui Dumnezeu să trăiască prin noi, să facă El alegerile potrivite, conform planului Lui, și atunci vom trăi ca o ființă divină pe pământ. Cum? Prin restrângere continuă de dorințele lumești. Deci asta e misiunea omului pe pământ. Vine aici, este într-adevăr tentat, exact, dar lumea se comportă ca o plantă carnivoră până la urmă, pentru că te atrage și dacă te lași păcălit, te elimină, te consumă, te distruge, practic. Însă, coborârea pe pământ este, deci, cum spuneam la început, misiunea noastră este să depășim această lume doar prin restrângere continuă, atât cât este necesar. În rest, ce este mai mult strică echilibrul lumesc, nu, echilibrul lui Tao. Deci restrângerea continuă de dorințele lumești. Mai departe? Da. Un om cu o mare virtute este numai acela care urmează în mod firesc calea lui Tao. Cu toate că acest Tao se înfățișează mereu ca fiind vag și de neatins, cu toate acestea, în întinderea imensă a vidului, este acolo o imagine sau o substanță. Și în interiorul acestui mister de nepătruns se află o esență și această esență este absolut de pură și adevărată. În ea se află marea și adevărata credință. Încă de la începutul lumii, Tao există. Numai gândul continuu la el poate să ne aducă înțelegerea începutului întregii ființări. Dar de unde știu eu că aceasta este adevărata esență, cea profundă? Dar îmi dau seama că știu prin însăși această călătorie în sinele meu sublim și pur. Da. Încă o dată aduce aminte ce înseamnă să fii un virtuos în fața lui Dumnezeu. Deci adevărata virtute nu este cea pământeană, morală, ci doar atunci
când urmăm în mod firesc calea lui Tao, adică tot ceea ce ne vine în față ca și de făcut, ca și situații de viață și oameni, și le dăm voie, le permitem să existe așa cum sunt, doar atunci vom fi în mod firesc, vom urma calea lui Tao. Cu toate că acest Tao se înfățișează mereu ca fiind vag și de neatins. Da, pentru că noi suntem plini de ego și ceea ce nu vedem, zicem că nu există. Și atunci când auzim de lucrurile astea legate de Dumnezeu, zicem că sunt de neatins. Asta numai ego zice. Cu toate acestea, în întinderea imensă a vidului, este acolo o imagine sau o substanță. Și în interiorul acestui mister se află o esență, absolut pură și adevărată. Deci, Tao este ceva de neatins, o esență pură, adevărată, și doar acolo se află adevărata credință în Dumnezeu, acea esență pură, adevărată. Deci Tao a existat întotdeauna. Sigur, e Dumnezeu care e de la începuturi. Dar numai gândul continuu la El poate să ne aducă înțelegerea începutului întregii ființări. Da, când ne rupem de această lume, când gândurile noastre nu mai sunt în această lume, intervine pacea minții, pacea inimii. Când suntem mai puțin preocupați cu această lume, doar atunci putem să spunem că ființăm întru Dumnezeu, întru Tao. De unde știu eu că aceasta este adevărata esență? Întreabă mai departe. Prin însăși această călătorie în sinele meu sublim și pur. Da, asta înseamnă, eu așa văd, ca pe o acceptare totală. Cum pot să fiu în călătorie în sinele, să fiu în călătorie în sinele meu sublim și pur? Doar printr-o profundă acceptare, printr-o profundă lepădare de sine. Mai departe? Da, 127. Da. A renunța la tine este a întări întregul. Dacă judeci strâmb și cu părtinire, vei fi îndreptat. Dacă te golești de eu, vei fi umplut. Dacă ești învins, ești înviat. A avea nevoie și a dori mai multe posesii înseamnă a vrea să suferi mai tare. A dori abundența este a te distruge mai repede. Nu e asta o nebunie? Prin urmare, înțeleptul îmbrățișează pe acest unul care nu știe decât să iubească, ca un ideal al lumii de urmat. Cel înțelept nu este niciodată prejudiciat. În modul acesta, el este liber de orice constrângere a lumii. El nu are nicio părere proprie și astfel nu poate intra în contradicție cu nimeni. De aceea nu are cum să-și piardă liniștea și pacea inimii. Omul sfânt nu se laudă pe sine și astfel nu este niciodată scăzut de cer și reușește în tot ce face, pentru că el nu intră în conflict cu nimeni, de aceea lumea nu îi se poate împotrivi. Este drept ceea ce spun cei bătrâni. Să cedezi înseamnă să aperi întregul. Astfel, întregul este onorat prin acest om simplu și aproape de neluat în seamă. Da. Încă o dată, despre lepădarea de sine, deci ăsta e cel mai important lucru de urmat în această lume, când devenim conștienți că lumea aceasta nu ne poate face niciun bine, renunțăm la noi, adică la ego. Doar prin renunțarea la tot ceea ce înseamnă ego, putem să participăm la întărirea întregului. Altfel ne simțim separați sau suntem separați. Ne simțim
că e simțirea egoului. Dacă cumva venim cu mintea noastră și împărțim în bine și rău și începem să judecăm că aia e mai bună, aia e mai rea, că trebuie așa, că nu-i bine așa, că tu ai greșit, atunci vom fi îndreptați. Deci armonia înseamnă de fapt îndreptarea din partea lui Dumnezeu când ego-ul își ia nasul la purtare. Dacă te golești de eu, vei fi umplut. Deci noi majoritatea timpului suntem umpluți, suntem plini, dar suntem plini de noi înșine, de toată lumea aceasta, de tot ceea ce reprezintă lumea aceasta. Însă echilibrul lui Dumnezeu înseamnă golirea de eu și atunci vom fi plini de Tao. Ce înseamnă Tao? Să te lași învins. Te lași învins. Când te lași învins, ești înviat. Deci doar atunci suntem niște oameni vii. Altfel, ne comportăm ca niște oameni adormiți sau morți. Deci a fi viu înseamnă a-i permite lui Dumnezeu să facă el în locul tău alegerile și tot ceea ce trebuie făcut, îl lași pe el, pe Dumnezeu. Dar când? Doar când ne lăsăm învinși. Doar atunci înviem. A avea nevoi și a dori mai multe posesii înseamnă a vrea să suferi. Da, ăsta este ego-ul, deci hrana ego-ului înseamnă suferință și funcționarea lui se dezvoltă odată cu dorințele de mai multe posesii. Deci cu cât un om este mai mult legat de această lume, cu atât ego-ul lui va fi mai mare și cu atât și suferința pe măsură. Pentru că lucrurile așa funcționează în lumea lui Dumnezeu. Cu cât dorim abundență din lumea aceasta, cu atât omul se distruge pe sine, dar este foarte bine pentru că este distrugerea egoului și asta este o cale. Este calea de eliminare a egoului. Distrugerea face parte din planul lui Dumnezeu, adică distrugerea egoului. Întâi dorim abundența și cine nu se poate opri, nu e nicio problemă pentru că va fi distrus. Ego-ul, bineînțeles. Și zice, nu e asta o nebunie? Da, oamenii nu pot să perceapă că aceasta este o nebunie pentru că sunt atât de antrenați și angrenați în lumea aceasta, încât doresc mai mult și mai mult să-și dezvolte ego-ul. Și pentru ei e normal să funcționeze așa. Dar uite ce spune, că atunci suntem morți, suntem ca morții când suntem aplecați pe această lume. Doar când ne lăsăm învinși. Ce înseamnă? Când putem să dăruim celorlalți tot ceea ce vor ei de la noi. Nu, noi să nu ne împotrivim și să nu-i considerăm că ne fac rău. Prin urmare, înțeleptul îmbrățișează pe acest unul care nu știe decât să iubească. Deci rezolvarea este iubirea, dăruirea iubirii. Toți oamenii care vin în viața noastră și pe care noi îi catalogăm, ego-ul nostru îi cataloguează ca și nepotriviți, de fapt, ei vor iubirea noastră. Deci lecția pe pământ e lecția iubirii. Suntem repetenți la iubire și venim să învățăm iubirea. Cel înțelept nu este niciodată prejudiciat, zice. În modul acesta, el este liber de orice constrângere a lumii. Și apoi, foarte frumos și important de reținut, zice, el nu are nicio părere proprie și astfel poate intra, nu poate intra, pardon, nu, și astfel nu poate intra în contradicție cu nimeni. Deci, părerea noastră, punctul nostru de vedere, mai ales că nu ne-l cere nimeni, este această dezvoltare a egoului, pentru că atunci se intră în conflict. Deci când te lași învins, când nu ai nicio părere proprie, atunci înviezi, ești în Dumnezeu și doar atunci avem liniștea și pacea inimii. Deci renunțarea la voia proprie. Trebuie să-i lăsăm pe oameni să fie ei cum vor ei. Noi doar să-i privim. Omul sfânt nu se laudă pe sine. Deci, cu adevărat, un om sfânt, asta înseamnă, din punct de vedere al lui Dumnezeu.
îți vezi de treaba ta, nu ai părere proprie, te lași învins, nu te lauzi și în felul ăsta nici nu vei fi scăzut. Și în același timp, omul sfânt va reuși în tot ceea ce face. Deci tot printr-o mare lepădare de sine, de lepădarea egoului. Doar atunci acest om nu va intra în conflict cu nimeni și nimeni nu-i se poate împotrivi. Deci noi atât avem de făcut pe lumea asta. Să ne aducem aminte că Dumnezeu a creat lumea, că Dumnezeu este tot, în tot și în toate, că Dumnezeu este în fiecare om. Și dacă egoul îi se pare la un moment dat că omul din fața noastră e altfel decât vrem noi, sau vrem noi să-l schimbăm pe el, sau credem că omul din fața noastră ne face rău, suntem de fapt împotriva lui Tao. Noi nu avem nimic de făcut decât să ne lăsăm. Adică ne lăsăm învinși, nu avem părere proprie, nu avem voință, nu avem intenție, ci doar lăsăm lucrurile să curgă așa cum vrea Dumnezeu. Și spune: este drept ceea ce spun cei bătrâni. Să cedezi înseamnă să aperi întregul. Deci atunci nu vom mai fi separați. Atunci vom fi în acord cu întregul, doar prin cedare. Cedare din punct de vedere al egoului. Deci să-l reducem cât mai mult pe ego. Doar atunci putem să spunem că apărăm întregul sau suntem un întreg. Altfel ne simțim separați, avem impresia că ceva e mai bun decât altceva. Astfel, întregul este onorat prin acest om simplu și aproape de neluat în seamă. Deci, cât de mult poate să transmită un om care îndeplinește aceste condiții în fața lui Dumnezeu? Este doar un om simplu, neluat în seamă de nimeni, pentru că lumea aceasta înseamnă strălucire. Iar când un om devine simplu și neluat în seamă, când se lasă învins, când renunță la posesii, când nu are un punct de vedere, nu are o părere, nu intră în contradicție cu nimeni, doar atunci el se poate numi sfânt în fața lui Dumnezeu, el va primi atunci liniștea și pacea inimii și în felul ăsta va putea să influențeze și pe ceilalți fără vreo dorință proprie. Și chiar întregul este onorat prin acest om. Mai departe sau? Da. Cuvintele care nu pot fi auzite sunt naturale. O boare de vânt nu poate bate toată dimineața. O furtună nu poate dura toată ziua. Ce dă naștere acestor efecte? Cerul și pământul. Chiar și acțiunile naturii nu pot ține mult timp. Atunci, cât de mult pot oamenii bloca curgerea vieții prin comportamentul lor când ignoră natura lui Tao? Astfel, acela care urmează pe marele Tao, în prezența lui, el va beneficia de tot ajutorul cerului. Când urmează calea, acesta devine una cu ea. Dar când Tao și Te sunt pierduți, omul se identifică cu lumea și cu învățătura despre eliberare. Omul care se unește cu Tao este bucuros să fie cu el. Însă cel care se identifică cu Te este bucuros să fie cu Te, iar cel care se identifică cu pierderea lui Tao și Te este bucuros să fie una cu această pierdere. Astfel, el devine una cu eșecul. Dar dacă cineva nu are destulă credință în Tao, ce poți să-mi spui? Cum îi mai poate el ajuta pe ceilalți să fie credincioși? Da, acum ne arată cealaltă parte. Cuvintele care nu pot fi auzite sunt naturale. Da, deci prin înțelegerea adevărată este cea venită de la Dumnezeu, adică pur și simplu este intuiție, nu mai e nevoie de cuvinte, pentru că e prea profundă, nu știu, eu așa înțeleg aici, e prea profundă și este doar transmisă, e prin intuiție.
nu cu cuvinte care pot fi auzite. Și zice, ce înseamnă cerul și pământul? O furtună nu poate dura toată ziua. O boare de vânt nu poate bate toată dimineața. Chiar și acțiunile naturii nu pot ține mult timp. Atunci, cât de mult pot oamenii bloca curgerea vieții prin comportamentul lor când ignoră natura lui Tao? A, deci se blochează, da, curgerea vieții așa cum a plănuit-o Dumnezeu. Noi, prin comportamentul nostru, prin scoaterea în evidență a ego-ului. Doar cel care urmează pe marele Tao, doar în prezența lui Dumnezeu, deci vom beneficia de tot ajutorul cerului. Deci lucrurile se întâmplă pe pământ cu bine și rău, însă cei care l-au pe Dumnezeu, cei care urmează pe marele Tao, doar atunci vor beneficia de ajutorul cerului. Doar când urmăm calea lui Dumnezeu, calea lui Tao, acesta devine una cu ea. Da, pentru că îl lăsăm pe Dumnezeu, că noi renunțăm la ego, Dumnezeu funcționează prin noi, face alegerile sau tot ceea ce se întâmplă este din alegerea lui Dumnezeu. Doar atunci când ne lăsăm pe noi, doar atunci devenim una cu această cale. Pe urmă zice, dar când Tao și Te sunt pierduți, adică noi nu-L mai avem pe Dumnezeu, nu mai credem că Dumnezeu a, sau uităm că Dumnezeu a creat lumea, că Dumnezeu este în toți oamenii, că lucrurile sunt perfecte, atunci oamenii se identifică cu lumea și cu învățătura despre eliberare. Da, deci oamenii caută rezolvarea în exterior, rezolvarea problemelor lor. Oamenii care sunt în ego consideră că tot ceea ce se întâmplă rău în lumea asta este rău și trebuie căutată o soluție. Dar în lume, în afară, îi caută în afară. Cum? Caută învățături, metode, tehnici, însă nu asta e rezolvarea. Când cauți în exterior, înseamnă că l-ai pierdut pe Dumnezeu. Doar omul care îl primește pe Dumnezeu în el, adică îi dă voie lui Dumnezeu să lucreze în el, înseamnă să renunțe la această lume, să mai caute, să renunțe la căutări și atunci lucrurile se vor liniști, se vor întâmpla, vor curge, pentru că în fața lui Dumnezeu și pierderea și lipsa pierderii și totul face parte, totul este egal în fața lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne identificăm cu această lume, ci doar să credem în Dumnezeu, că tot ceea ce ni se întâmplă este de la El. Și când ești în Dumnezeu, te bucuri și de ceea ce este plăcut și de ceea ce este mai puțin plăcut, pentru că atunci nu mai împarți. Pentru că Dumnezeu înseamnă și bine și rău la un loc. Și noi, atunci oamenii pot fi bucuroși, ca o pierdere, ca o câștig, sunt indiferenți. Pur și simplu trăiesc viața care le vine. În felul ăsta putem să devenim una cu eșecul, zice aici. Astfel el devine una cu eșecul. Dar dacă cineva nu are destulă credință în Tao, ce poți să-mi spui? Cum îi mai poate el ajuta pe ceilalți să fie credincioși? Exact. Omul necredincios, cum poate să-l ajute pe un alt om? Lasă morții să-și urmeze morții. Cam așa. N-ai doar un om care este îndumnezeit, care este, cum a spus mai înainte, Sfântul acela plăcut în fața lui Dumnezeu, care renunță la tot, care se lasă pe el, simplu, modest, fără pretenții, fără să-și spună părerea, doar un asemenea om poate să ajute pe ceilalți și asta fără intenție. Dar un om care împarte în bine și rău și care nu crede în Dumnezeu, care nu crede că Dumnezeu le face pe toate, nu are cum să-i ajute pe ceilalți.
sau să ajute, să ajungă la credință. Dacă vreți să completați, Nu. mai departe. Cel care se ridică pe vârful picioarelor nu poate să stea ferm și să-și mențină echilibrul. Acela care face pași mari nu poate ajunge prea departe. Cel ce se laudă pe sine nu poate fi un om luminat și liber. Cel care face rău altora nu poate fi acceptat de nimeni. Cel îngânfat nu duce nimic la bun sfârșit. Cel care este arogant nu aduce nimic bun. În viziunea lui Tao, oamenii care sunt centrați numai pe interesul lor sunt ca surplusul de mâncare, care va duce până la urmă la nevoia scăderii cu forța. Ei desconsideră totul. De aceea, omului Tao nu va merge niciodată pe această cale a pierzaniei, care înseamnă dorința de mai mult. Aici este vorba despre dorințele oamenilor de a ieși în evidență. Când egoul este pe culme, vrea să iasă în evidență, vrea să demonstreze ceva. Și atunci Tao Te Ching ne spune așa: cel care se ridică pe vârful picioarelor nu poate să stea ferm. Deci întotdeauna vine echilibru. Când vrem să ieșim în evidență, acela care face pași mari, când ne grăbim și nu avem răbdare cu ceea ce ne vine să, că nu avem răbdare cu rezolvarea a ceea ce ne vine din viață, deci când ne grăbim, când nu avem răbdare, îl pierdem pe Dumnezeu. Nu ajungem nicăieri. Cei care se laudă, pentru că nu-i nimic al nostru, cu ce să ne laudăm? Nici noi nu suntem ai noștri. Tot ce vorbim este tot de la Dumnezeu, pentru ce să ne lăudăm? E, cel care nu se laudă, cel care rămâne simplu, în retragere, în renunțare, doar acela poate fi numit un om luminat și liber. Deci nu omul care iese în evidență. Acela nu e omul lui Dumnezeu. Nici cel care face rău altora. Nici cel care este îngânfat. Astea sunt caracteristici ale egoului. Nici cel care este arogant. Deci toate aceste trăsături ale egoului nu aduc nimic bun. Pentru că în viziunea lui Tao, oamenii nu sunt centrați pe interesul lor. Și interesant că aici această trăsătură o aseamănă cu surplusul de mâncare. Deci dorința noastră de mai mult strică armonia cu Tao. Și atunci obligatoriu intervine scăderea cu forța. Deci ăsta este echilibru. Când oamenii tind mai mult spre depășirea necesității, cu surplus de mâncare, cu dorințe din toate domeniile, cu petrecerea timpului liber în această lume, atragerea tuturor frumuseților acestei lumi, e atunci intervine scăderea cu forța. Cred că e exact ce se întâmplă acum la noi. E o scădere cu forța pentru că am depășit bunul simț. Deci necesitatea e depășită cu mult. Și atunci, normal că există și boli, toate aceste boli, tot acest război. Deci totul este un echilibru, nu e nimic rău ce se întâmplă pe pământ. Totul este o scădere cu forța din partea lui Dumnezeu. Și dacă omul va fi simplu, nu va merge, nu va avea cum să ajungă pe calea pierzaniei. Doar cel care dorește mai mult pentru el. Asta este dezvoltarea egoului. Cu alte cuvinte, doar atunci atrage și scăderea cu forța. Mai departe. Da. Ceva s-a format în haos, ceva care există dinaintea cerului și pământului. El este atât de liniștit și de profund, stă singur și nemișcat, nu se schimbă și se învârte veșnic, fără epuizare. Este privit ca mama tuturor ființelor. Nu-i cunosc numele și pot să-i spun doar Tao. Dacă vrei să-i dai un nume, poți să-i spui ființă.
Măreția lui este de neatins. Cel de neatins este infinit. A fi infinit înseamnă a te întoarce la cunoașterea de sine. Prin urmare, Tao este minunat, cerul este mare și așa este și adevăratul sine. Sunt patru lucruri miraculoase în univers, iar adevăratul sine este unul dintre ele. Omul modelează continuu felul cum arată pământul. Pământul modelează cerul, apoi cerul modelează calea lui Tao, iar Tao modelează viața. Totul curge. Ceva s-a format în haos, zice. Ceva care există dinaintea cerului și pământului. El este atât de liniștit și profund. Adică e vorba de Tao, cum s-a format Tao. Da. Deci, până la urmă, da, Tot deci singur și apariția. nemișcat. Da. Da. Singur și nemișcat, nu se schimbă, ci se învârte veșnic, fără epuizare. Este privit ca mama tuturor ființelor. Da, deci din el ia naștere orice pe lumea asta. Da. Nu-i cunosc nume. Da. Până mă spune, nu-i cunosc numele. Pot să-i spun doar Tao. Da, deci încă o dată Dumnezeu este, noi spunem, nu, îi dăm numele acesta, însă nu știm cu adevărat ce este Dumnezeu. Dar știm că e mama tuturor ființelor, a tot ceea ce există, el a dat naștere la tot. Poți să-i spui chiar ființă, zice mai departe. Însă măreția lui este de neatins. Cel de neatins este infinit. Deci noi nu putem să atingem infinitul, e clar, pentru că suntem finiți. Totuși, zice, a fi infinit înseamnă a te întoarce la cunoașterea de sine. Prin urmare, Tao este minunat. Deci oamenii, prin renunțare la mai mult, prin renunțare la această lume, intră în dumnezeire și astfel pot să înțeleagă măreția lui Dumnezeu, care este infinită. Prin urmare, Tao este minunat. Și mai departe spune, sunt patru lucruri miraculoase în univers. Omul modelează continuu felul. Nu, sunt patru lucruri miraculoase în univers, iar adevăratul sine este unul dintre ele. Adevăratul sine, deci constituția lui Dumnezeu. Omul modelează continuu, că e S cu S mare, sine cu S mare. Omul modelează continuu felul cum arată pământul. Deci omul modelează pământul, pământul modelează cerul, apoi cerul modelează calea lui Tao. Și Tao modelează viața. Deci este ca un cerc. Totul curge. Deci omul modelează, adevăratul sine este unul dintre ele. Omul modelează continuu felul cum arată pământul. Pământul modelează cerul. Apoi cerul, da, pământul modelează cerul, mă gândesc că prin îndumnezeire, prin depășirea acestei lumi, da, se modifică și constituția cerului, adică cu cât sunt mai multe suflete îndumnezeite aici pe pământ, normal că se modelează și cerul, nu știu, cred. Apoi cerul modelează calea lui Tao. Deci toate sunt într-o întrepătrundere. Iar Tao modelează viața, totul curge. Da, deci una dintre alta funcționează, însă la nivel măreț, la nivel macro. Din cauza asta spunem că tot ceea ce se întâmplă și noi nu înțelegem în lumea asta este de fapt o reechilibrare la nivel informațional energetic. Pentru că uite cum funcționează lucrurile, sunt într-o mare curgere, la un nivel foarte mare. Și atunci nici nu avem cum să ne supărăm.
că X sau Y m-a călcat pe pantof în autobuz. Greul este fundamentul ușorului. Pacea și calmul sunt stăpâne agitației. De aceea, înțeleptul urmează întotdeauna esența lui Tao și niciodată nu se îndepărtează de el. Chiar dacă este înconjurat de splendoarea bogăției, el rămâne statornic în viața lui simplă și obișnuită. Cum poate un conducător să guverneze o țară dacă urmărește numai puterea și lăcomia sa de viață? Cel care acționează din dorințe proprii va pierde neapărat esența lui Tao. Cel care este cuprins de pofte și dorința de mai mult pentru sine își va irosi repede adevărata sa natură divină. Da, cum îl pierd oamenii pe Dumnezeu, adică dezvoltarea ego-ului, atunci când vrem noi ceva pentru noi, când acționăm din dorință. Deci calea către Dumnezeu este cea de acțiune fără intenție și fără efort, adică de eliminare a dorințelor, a planurilor noastre. Poftele, dorința de mai mult, de fapt este ieșire din natura divină. Și apoi se referă la un conducător. Cum poate un conducător să guverneze o țară dacă urmărește numai puterea și lăcomia sa de viață? Da, se vor întâmpla lucruri de ale ego-ului atunci. Vor fi războaie, vor fi... Dar acelea vor fi reglări. Deci când un conducător este lacom de viață și de putere, atunci va atrage automat reglarea lui Dumnezeu, așa cum numai Dumnezeu știe să o facă. Însă toată această agitație poate fi adusă la normal sau poate fi disipată prin pace și calm. Iar pace și calm înseamnă exact renunțarea la eu, la dorințele noastre. Deci pacea și calmul nu are de-a face cu agitația acestei lumi și chiar sunt numiți stăpâni. Deci un om, da, este puternic în această lume cu cât este mai în retragere, mai în renunțare. Deci lepădarea de sine, iarăși, este cea mai mare putere a Universului, așa cum ați spus în a patra carte. Mai departe? Da. Faptele bune nu sunt luate în seamă. Cuvintele de binevoire nu sunt urmate. Planul ideal nu are nevoie să fie dezbătut. O bună încuietoare nu se folosește de șuruburi și de aceea nu poate fi deschisă. Un bun nod nu are nevoie de frânghie și așa nu poate fi deschis. Astfel, un înțelept este întotdeauna bun, ajutându-i pe toți și nerespingând pe nimeni. El este întotdeauna bun, ajutându-i pe cei care au nevoie de sprijin și nu se împotrivește la nimic. Aceasta este adevărata eliberare de sine, prin comportament. Un om bun este învățătorul celor năpăstuiți. Dar o persoană necredincioasă este o lecție de învățat. Acela care nu apreciază valoarea învățătorului divin și respinge valoroasele lui, deși pare inteligent, este de fapt într-o mare necunoaștere și confuzie. A recunoaște ființa sublimă din noi și a o vedea peste tot este esența fundamentală a vieții. Deci asta e esența. Esența vieții. Da. Da. Deci a recunoaște fiind, deci a-L recunoaște pe Dumnezeu din noi și a o vedea peste tot. Deci asta e rezolvarea la tot ce se întâmplă în lumea asta, la renunțarea la ego, a recunoașterea lui Că și în asta, Dumnezeu. și în asta, și în asta, și în tot ce ți se întâmplă, este numai El. Dacă vrei să acuzăm, îl acuzăm pe El, dar nu putem acuza oamenii. Nu putem, pentru că imediat vine armonizarea, corecția, cum se spune. Da.
Adică mă faci pe Și mine urmă. păcătos, zice Dumnezeu. Ce ai nebunit? Ia de aici Eu o greșesc. corecție. Ia de aici o corecție. Ia de aici un blestem. Ia vezi, poți să o duci? Pe urmă. Da. Da, păi sunt teste tot timpul. Sunt, da. Zici că mă iubești. Mi se pare că în cartea asta scrie la un moment dat. Zici că mă, tu zici că mă iubești, tu omule, ne zice Dumnezeu nouă. Tu zici că mă iubești. Da, ia să văd. În situația asta poți să mă iubești? Și vine un test cum numai el știe să ne dea. Da, deci faptele bune nu sunt luate în seamă. Cuvintele de binevoire nu sunt urmate. Deci astea fac parte din lumesc. Faptele bune înseamnă împărțirea în bine și rău, cu o faptă e bună și una e rea. Asta în fața lui Dumnezeu nu are valoare. Adică totul este egal în fața lui, în fața oamenilor doar. Faptele bune reprezintă ceva. Deci când un om face o faptă bună sau o face mai puțin bună, este perfect și unul și celălalt. Păi e Dumnezeu Cuvintele care de dă bine. lecții, da. El. În lecțiile lui. Lecțiile lui. De aceea. Cuvintele de binevoire nu sunt urmate. Pe urmă zice, planul ideal nu are nevoie să fie dezbătut. Care plan? Care plan al oamenilor când Dumnezeu vine cu planul lui măreț? Păi o celula din mine, știe ea? Doamne, când ea lucrează perfect, dacă se lasă în seama lui Dumnezeu, ea lucrează perfect fără să aibă un plan a ei, așa și noi. Nu avem nevoie de niciun plan. Pe urmă zice, un nod bun nu are nevoie de frânghie și așa nu poate fi deschis. Astfel, un înțelept este întotdeauna bun, ajutându-i pe toți și nerespingând pe nimeni. Deci, cu adevărat, om înțelept în fața lui Dumnezeu este cel care îi acceptă pe toți. Deci nu-ți trebuie mare cunoaștere ca să te consideri înțelept în fața lui Dumnezeu. Nu, doar simplu fapt de a nu împărți în bine și rău. Atunci când nu respingi pe nimeni, fața lui Dumnezeu ești un înțelept și doar atunci poți să iubești oamenii, lumea. Când nu te împotrivești la nimic. Right. Deci un om poate ajuta doar prin comportament. Deci niciodată nu putem să sfătuim pe nimeni de nimic, eu asta înțeleg de aici, că ăla este din partea egoului. Când vrem noi să învățăm pe cineva, ci doar simplu comportament de neîmpărțire în bine și rău, este un ajutor imens pentru ceilalți. Deci un om bun este învățătorul celor năpăstuiți. Doar o persoană necredincioasă este o lecție de învățat. Și apar lecțiile când? Când nu credem în Dumnezeu. Din cauza asta avem tot timpul dureri psihologice, practic, suferințe și necazuri. De ce? Pentru că suntem persoane necredincioase. Nu credem că tot ceea ce se întâmplă pe lumea asta vine de la Dumnezeu. Și atunci urmează lecția. Acela care nu apreciază valoarea învățătorului divin și respinge valoroasele lui lecții, deși pare inteligent, este de fapt într-o mare necunoaștere și confuzie. Normal că este a egoului. A recunoaște ființa sublimă din noi și a o vedea peste tot este esența fundamentală a vieții. Deci Dumnezeu este în tot și toate, încă o dată. Nimic nu-i de la noi. Deci asta înțelege rezolvă toate problemele noastre. Da, e foarte simplu, foarte, foarte simplu. Deci acum înțelege mai bine cât de Și simple sunt 6.000 de ani lucrurile. vechime, îți dai seama, și în Vechiul Testament 3.000. Și oamenii știau lucrurile astea. Știau, dar nu știu cine știa. Acum, Câți dacă le știau? spui, se supără. Că cum adică vine Dumnezeu sub forma unui rău? Da, domnule, vine. Că n-ai respectat poruncile, te-ai atașat. Da, e ceea ce am atras, probabil. S-au făcut parte din planul lui Dumnezeu, nu știu cum să spun, însă Sigur. a fost atâta frământare, atâția mii de ani. Însă lucrurile, rezolvarea e foarte simplă, doar să recunoaștem pe Dumnezeu în tot și în toate, în fiecare om și în fiecare situație de viață. Probabil că lăsarea este grea, din cauza aceasta omul s-a tot. Pentru că renunțarea la eu nu e ușoară.
ca să ai un ego, ca să fii cineva, e lucru greu de trecut. Mai departe. A cunoaște principiul masculin cel puternic, respectând și principiul feminin cel blând, este ca și când ai fi o vale sub cer, unde toate râurile s-ar aduna. Este ca și cum toată virtutea s-ar strânge în subtilul Tao. Fiind ca o vale a lumii și nedepărtându-se de adevărata sa natură sublimă, oricine se poate întoarce la origine, pur, ca un copil. Când vei cunoaște splendoarea albului, care face pe negru să fie umil și smerit, atunci vei cunoaște cerul. A vedea opusele egale și curgând continuu unul în altul, este a vedea esența lumii, care nu se îndepărtează niciodată de adevărata ta natură. Atunci vei avea puterea să te întorci în golul lui Tao. Să ai puterea să apreciezi totul și să rămâi neschimbat înseamnă să fii ca o vale de sub cer, care este atât de jos, atât de modestă și de umilă. Să fii ca această vale a lumii face posibil ca tot timpul adevărata virtute să-ți alimenteze din plin toată viața. Și ea îți va da puterea să te întorci la simplitate. Apoi, când natura divină a simplității se va manifesta din plin în tine, ea se va răsfrânge binefăcător în diferite vase și moduri ale vieții sale. Și astfel, aplicând pura simplitate a umilinței și modestiei, înțeleptul poate stăpâni toate lucrurile. Prin urmare, Marele Tao unește totul în sine și nimic nu este în afara sa și nu poate fi separat de ființa lui. Toate îți sunt de folos și te îndreaptă spre el. Sper. Deci concluzia, tot ceea ce se întâmplă în această lume este perfect. De ce? Pentru că ne sunt de folos și ne îndreaptă spre Dumnezeu. Deci necazul nu-i necaz, suferința nu-i suferință, toate sunt metode din partea lui Dumnezeu de a ne îndrepta spre El, de a ne întoarce înapoi. Deci, lupta aceasta a egoului ne mai face să ne pierdem pe drum, să ne mai pierdem de esența divină. Însă dacă reușim să depășim acest lucru, care se face prin renunțare, atunci da, ne îndreptăm spre Dumnezeu. Ne aducem aminte că suntem Dumnezeu. E interesant că spune aici de a Opuse. vedea opusele egale. Da. Da, și eu n-am văzut până acum, am citit-o acum 4 ani cartea, dar n-am văzut, n-am sesizat. E chiar că s-a făcut un progres în școala iubirii. Că înțelegem lucrurile mult mai ușor acum. Nu? Da, Da. așa. A cunoaște principiul masculin cel puternic. Deci primordialitatea bărbatului, e clar, o spune de la început. Și respectând principiul feminin blând, este ca și când ai fi o vale sub cer unde toate râurile s-ar aduna. Deci echilibrul lui Dumnezeu înseamnă respectarea principiului masculin, care e primordial, el este cel puternic, femeia este cea blândă. Și când se respectă aceste principii, atunci ne considerăm, atunci, cum să spun, toate lucrurile vor fi într-o vale sub cer, adică armonia lui Dumnezeu. Deci este exact cum a spus dumneavoastră, intrarea femeii în feminitate și recunoașterea principiului masculin primordial este adunarea râurilor la un loc, sub cer. Este ca și cum toată virtutea s-ar strânge în subtilul Tao. Deci revenirea în Dumnezeu, fiind ca o vale a lumii, nedepărtându-te de adevărata ta natură sublimă. Deci renunțarea, fiind o vale, înseamnă renunțare. Renunțare la lumea aceasta. La mai mult decât e necesar, nu la lume, că am văzut că nu e în ordine să renunți cu totul la această lume, pentru că practic o atragi. Respectăm necesarul, necesitatea. Tot ce e peste necesitate, ne depărtăm de Dumnezeu. Ei, și respectând acest lucru, oricine se poate întoarce la origine. Doar atunci vom fi ca niște copii.
când vei cunoaște splendoarea albului care face pe negru să fie umil și smerit, atunci vei cunoaște cerul. Da, când o persoană, când un om cunoaște splendoarea albului, atunci când va fi îndumnezeit, când recunoaște prezența lui Dumnezeu în el însuși și în tot ce îl înconjoară, doar atunci care face pe negru să fie umil și smerit, atunci vei cunoaște cerul. Cred că vrea să nu se referă la persoanele care pot să influențeze pe ceilalți prin simplul lor comportament. Ești tu alb? Poți să-l influențezi pe cel negru, nu-i problemă, dar prin tine însuți, nu prin intervenție exterioară. Atunci vei cunoaște cerul. Da, și aici concluzia, în urma acestui lucru, zice a vedea opusele egale și curgând continuu unul în altul. Deci nu există nimic separat. Nu există nimic bun și rău. Tot ce este bun are și o variantă pozitivă. Adică... Negativă. Da. Da, și cred că mă gândeam mai departe și de asta n-am fost atentă. Cred că cred, așa spuneți dumneavoastră și aveți dreptate, că reprezentarea lucrurilor prin argumentație pozitivă este depășirea, o metodă de a depășire a egoului. Pentru că egoul vede numai rău în tot sau în parte, în bine și rău. Pe Da, când la orice... aciditate te se dă alcalinitate. Da. Deci când vedem opusele egale, atunci lucrurile vor curge unul în altul și atunci vom vedea esența lumii, pe Dumnezeu. Ne ridică în non-dualitate. Deci când unim contrarele, ne ridică în non-dualitate. În non-dualitate. Și îmbrățișăm totul acolo. Deci asta e modalitatea, asta e singura, doar să alăturăm opusele, să le facem egale. Și să Adică știi e un lucru. Dumnezeu. Situațiile de viață vin numai ca să te ducă în non-dualitate. Deci nu contează tema. Temele sunt milioane. Toate situații de viață te duc în non-dualitate, în divin, în esență. Neutralitate. Adică omul poate să aibă probleme, să zic, la primărie, probleme în familie, i s-a stricat mașina, dar toate îl duc în non-dualitate și nu pot fi rezolvate decât dacă unește contrarii, la fel nu. Dacă rămâne poziționat, va suferi. Și se vor antrena situațiile din ce în ce mai grave. Până când îl îngenunchează. Când îl îngenunchează și se lasă și au făcut rostul. Da. Deci noi luăm lucrurile prea personal și ne zbatem pentru fiecare. Când rezolvarea este foarte simplă, la fiecare din ele se cedezi. Și au unii At contrarile. da. Deci doar cedarea. Cedarea și unirea contrariilor. Și atunci vei fi ca această vale a lumii care face posibil ca tot timpul adevărata virtute să-ți alimenteze din plin toată viața. Deci atunci vom primi energia aceea subtilă de care avem nevoie ca să trăim divin. Da. La început trebuie să iei inversul. Inversul negativității. Mereu să aduci argumente inversului. Dar după un timp nu va mai fi nevoie. Pentru că vei ceda. Cedezi ușor. Că Da. iei inversul și aduci argumente ca să ajungi în cedare. Dar după aceea că vezi că toate lucrurile care sunt, le zicem noi că sunt rele, sunt bune, atunci e suficientă cedarea. Când am înțeles lucrul ăsta. Da, prin înțelegere, exact. Prin înțelegere, da, lucrurile se... Adică noi, prin înțelegere, pe urmă, altfel acționăm. Da. Cădem mult mai rar în ego. Și Da. nu mai este nevoie să inversăm și să aducem argumente. Doar la început, până La ca și un început un start. timp, da, până când înțelegi jocul. Că e bun și așa și așa. Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu și nu e nimic rău, nu e nimic bun. Da. Sunt doar necesare. Îți trebuie totuși un exercițiu întâi de a acorda circunstanțe atenuante, mereu să te obișnuiești să acorzi circunstanțe și să nu vezi niciun rău în lume. Și atunci nu-ți mai vine rău că nu mai se scade la tine. Și îți faci viața frumoasă și sănătate. Toate vin din chestia asta. Adică din faptul că noi avem o exprimare ca o sentință absolută. Adică când zicem acela este rău, pentru noi este absolut rău. Nu e adevărat.
Este Dumnezeu acolo care face o lucrare și când înțelegi că Divinul este la butoane, nu mai ai pe cine să te superi. Când nu mai ataci omul, atunci nu mai este nevoie de inversare și de argumentație decât de cedare. Ai cedat și ai intrat în esența divină. E simplu. Și devine firea ta, comportamentul tău de zi cu zi, personalitatea sa. Da. Da, e simplu, e simplu de înțeles. Probabil că mai durează la fiecare în funcție de câte programe are, bănuiesc. Pentru că cu cât e ego-ul mai mare, cu atât e mai mult atras de lumea asta. Și chiar dacă conștientizăm, probabil că e nevoie de o ridicare și cădere, ridicare și cădere. Dar nu e nicio problemă, totul e perfect. Principalul e să conștientizăm. Dacă am conștientizat, după aia e mult mai ușor. Știi ce trebuie să facă? Să ia pe caiet sau în memorie, sau cum zice, tot ce zice că nu e bine, să zică că e bine. Și să aibă argumente de ce e bine. Da. Atâta trebuie să facă. Și când vede că totul este bine așa cum este, se moaie. Dizolvă. Da, se dizolvă Dizolvă. programul. Apare altul, nu-i problemă. Mergem înainte. Uite, spre exemplu, dacă tu ai probleme în familie și e supărată pe cineva de acolo, până nu vezi că e foarte bine ce se întâmplă și nu aduce argumente, nu te poți opri din acuzație. Da. Deci situația nu se termină, continuă toată viața. Da, tot timpul argumente pozitive, adică până n ajung la concluzia că totul e perfect, dar să fiu în adâncul meu, Exact. să cred lucrul ăsta, că totul e de la Dumnezeu, fiecare partener sau persoană din viață este Dumnezeu și nu vor decât să-mi scadă ego-ul. Exact, numai asta fac oamenii. Da. Adică vor să renunți și să cedezi. Dacă nu cedezi, atunci vin mai puternic împotriva ta. Da, e lupta egoului, e lupta egourilor, da. Așa e. 163. Cel care vrea să conducă totul și să preia controlul lumii și să facă ce vrea cu ea, pot să-ți spun că nu va reuși niciodată asta. Pentru că lumea este un vas divin și nu se poate face cu ea ce vrea cineva. De aceea, cel care va dori să o transforme după cum vrea el, nu va putea. Cel care vrea să o forțeze să fie cum își imaginează el, nu va reuși și va da greș. Cel care vrea să o oprească din curgerea ei, va pierde. Prin urmare, când unele lucruri avansează, altele rămân în urmă. Unii încearcă să se încălzească de la aerul expirat, iar alții vor să-l răcească. Unii par puternici, pe când alții sunt slabi. Unii sunt însoțiți mereu de succes și împliniri, pe când alții nu au un așa noroc și de aceea eșuează des. Astfel, înțeleptul evită toate extremele: extravaganța, mândria, orgoliu și trufia. Ne mai dă o lecție despre ce înseamnă să fii înțelept în fața lui Dumnezeu. Deci nu e necesar să preluăm niciun control. Nu trebuie să vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi, pentru că nu vom reuși niciodată în nimic. Dorința noastră de a vrea ceva nu va duce la niciun rezultat, pentru că planurile lui Dumnezeu nu coincid cu planurile noastre, ale ego-ului cel mic, care e de vibrație joasă. Deci singura soluție este lăsare, exact cum ați zis mai devreme, e doar lăsarea de sine. Nu putem să forțăm nimic. Nu putem să adăugăm și să scoatem nimic. Tot planul lui Dumnezeu este perfect. Tot ceea ce vrem să facem din dorința noastră, de fapt, va da greș. Nu putem să oprim lumea din curgerea ei, pentru că are o curgere firească pe care noi, oamenii, nu putem să o înțelegem. E curgerea lui Dumnezeu, e planul lui Dumnezeu. Deci cei care dorim, care ne opunem curgerii vieții, vom pierde în tot ceea ce facem și atunci e necesar să acceptăm, prin acceptare. Trebuie să acceptăm și lucrurile care avansează și cele care rămân în urmă.
Deci și oamenii puternici, și oamenii slabi, deci tot ce este din lumea aceasta, nu trebuie împărțit de fapt în bine și rău. Sunt egali în fața lui Dumnezeu. Și cu adevărat omul va avea succes doar când se eliberează de această împărțire. Doar atunci. Deci nu trebuie să facem extremele, să evităm toate extremele. Și zice aici, astfel înțeleptul evită toate extremele, extravaganța, mândria, orgoliu, trufia, da, pentru că crede, ego-ul crede că face el ceva și atunci se mândrește. Da, și atunci apare împărțirea, că eu sunt mai bun, tu ești mai puțin bun și așa mai departe. Dar un înțelept evită toate lucrurile astea. Și cum este? Precum curgerea, adică lasă lucrurile să fie în voia lui Dumnezeu, așa cum vin. Le accept așa cum sunt. Mai departe. Cel care îl ajută pe conducător cu principiile lui Tao nu va folosi forța pentru a cuceri lumea, pentru că asemenea lucruri dau naștere la cauze și efecte. Oriunde armatele ating pământul, el se transformă în pustiu, spin și haos. După un război, ani răi vor urma. De aceea, acela care va urma natura adevărată a lucrurilor va înțelege principiul cauzei și efectului și nu se va baza niciodată pe forță. Cunoscând efectul, el nu se va lăuda pe sine și astfel nu va deveni arogant. Cunoscând efectul, chiar dacă nu mai există nicio șansă, el totuși respectă principiul cauzei și efectului și nu apelează niciodată la forță. Când lucrurile ajung la vârf, atunci ele încep să scadă. Aceasta este viața care este tot timpul scăzută, căutând mereu esența ultimă. Dar e în natura lucrurilor să fie așa. Ce frumos! Fiecare citat se termină așa cu un lucru care, deci te lasă fără suflare, câte o propoziție care ne lasă fără suflare. Deci asta e natura lucrurilor. Așa cum se Să urce întâmplă, și e să perfect. coboare, nu? Da, sus, jos. Deci e natural până la urmă ca lucrurile să se întâmple așa cum se întâmplă. Așa vrea Dumnezeu, are El un plan, iar noi nu trebuie decât să le lăsăm. Cele care ajung în vârf încep să cadă, să scadă. Ce mai zice? Cel care îl ajută pe conducător cu principiile lui Tao nu va folosi forța pentru a cuceri lumea. Da, e dacă cineva își propune cucerească lumea. Din principiu, lui Tao nu va folosi forța, pentru că lumea nu poate fi cucerită cu forța. Da, aici cred că este mai profund așa exprimat, în sensul că folosind principiile lui Tao, chiar și un conducător poate să fie conducător, poate să aibă, eu știu, pământuri, avere, însă fără ca el să-și dorească și fără să folosească forța. Lucrurile vor veni dacă va funcționa conform principiilor lui Tao, dacă el va fi în Dumnezeu. Pe urmă zice, pentru că asemenea lucruri dau naștere la cauze și efect. Deci când se va folosi forța, și noi asta facem tot timpul, ne forțăm și forțăm lucrurile, atunci va lua naștere cauza și efectul. Deci fii Și atent, atunci Tao niciodată nu folosește forța și câștigă întotdeauna. și Deci are o câștigă forță asta, întotdeauna. da. Deci nu, exact, el întotdeauna câștigă, dar fără a folosi forța. E exact ca și, cum spuneam mai devreme, despre înțelept, ce înseamnă înțelept în fața lui Dumnezeu, cât de puternic este el, cum poate el schimba pe ceilalți fără să facă nimic, fără să vorbească, fără să acționeze, doar Noi, lăsându-se. să știi, ne lovim singuri. Deci el Singur. doar îți pune oglindă și vine înapoi reculul și te lovește. Noi ne batem singuri. Singur, da? Dar nu știm, de asta tot apelăm la forță. Vrem noi să reglăm.
De aceea, acela care va urma natura adevărată a lucrurilor va înțelege principiul cauzei și efectului. Deci, și nu se va baza niciodată pe forță. Deci asta e. Nu ai nevoie să acționezi, să folosești forța. Totuși respecti lucrurile care se întâmplă pentru că sunt de la Dumnezeu și doar le lași. Le lași să fie așa cum vrea Dumnezeu. Asta este esența ultimă. Deci, încă o dată, asta este misiunea noastră pe pământ. Doar să învățăm să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Fără forță, fără dorințe. Mai departe. Armele războiului aduc dezastru și violență. Ele nu sunt dorite de nimeni. De aceea, cel care îl urmează pe Tao nu le va folosi niciodată. În acord cu obiceiul vechi al lui Yin și Yang, un om virtuos apreciază stânga, care reprezintă forța lui Yang, iar un om războinic apreciază dreapta, care îi reprezintă puterea lui Yin. Armele sunt instrumentele diavolului și nu înseamnă nimic pentru un om cu virtute. La ele se apelează în ultima fază, când toate celelalte soluții au fost epuizate. Chiar dacă ele ar aduce victoria, aceasta nu este o victorie adevărată. Cei care se bucură de victorie, se bucură să ucidă. Cel care se bucură să ucidă, nu va fi susținut de popor și nu va aduce armonie în lume. Este obiceiul vechi de a favoriza evenimentele fericite spre stânga, ce reprezintă puterea lui Yang, în timp ce, în situațiile neplăcute, este favorizată forța de dreapta a lui Yin. Când această regulă este aplicată în armată, generalul locotenent ia locul stângii, iar comandantul șef ia locul dreptei. Asta arată că războiul este tratat ca un serviciu funerar, pentru că multe vieți vor fi ucise și lumea va fi acoperită de durere. Cu toate acestea, chiar dacă victoria este câștigată, este privită tot ca un ritual funerar. Da, bănuiesc că e vorba de inversarea energiilor, când energia masculină nu e respectată și energia feminină practic se dezvoltă, își dezvoltă partea masculină. Atunci se creează un dezechilibru. Dezechilibru și atunci intervine războiul, lupta, se schimbă pozițiile, femininul este la conducere, masculinul este efeminat și atunci se produce un mare dezastru. Totul va fi tratat ca un serviciu funerar. E clar, moarte. Moarte sigură și lentă. Asta e treaba când se inversează principiile. Se vede ușor ceva frumos aici, jocul între Yang și Ying. Deci hai să-l traducem puțin. Puterea lui Yang este iubirea lui Ying față de Yang. Deci cea mai mare putere a lui Ying este iubirea. Iar puterea lui Yang este iubirea lui Ying față de el. Deci Yang va avea putere numai dacă Ying îl iubește. Și invers, în momentul în care Ying îl iubește pe Yang, puterea lui Yang este iubire față de Ying. E o crotire față de Ying. Deci unul se susține pe celălalt, unul are nevoie de celălalt, nu este niciunul mai presus decât altul și mai mult, Yang va putea să fie puternic numai dacă Ying îl iubește. Da, 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 da. În raportul care se întâmplă între femeie și bărbat, lumesc vorbind. Și în energiile din natură, tot același lucru. Da. E asta zice aici, exact. Deci trebuie respectat principii, trebuie respectate principiile lăsate de Dumnezeu. Da, și în momentul în care Ying nu mai iubește pe Yang pentru că a venit feminismul și a făcut-o l-a făcut masculin pe Ying, atunci se dereglează energiile, se dau peste cap. Și apare lupta, războiul. Da. Războiul natural, el trebuie să reașeze energiile la locul lor, fiecare cu locul lui. Și atunci din cauza aceasta se întâmplă războaiele și toate suferințele, pentru că este o reașezare a lucrurilor normal, a energiilor, practic fiecare la locul Sigur, ei. sigur.
Dar uite că nerespectarea duce la mare dezastru. Mare dezastru. Durere, Da. Și moartea durere. populațiilor, pentru că testosteronul a scăzut la 44%. Asta înseamnă că 4 din 5 bărbați nu mai sunt Masculin. masculini. Da. Da, deci soluția este revenirea în matca ei a energiei feminine. Pentru că Exact. locul 2 trebuie să-și găsească locul. Aia este toată rezolvarea. Ne oprim aici. Da. Lăsăm Bine. pentru când? Mâine? Da, mâine. Mâine la Mâine 2. miercuri. Da, Bine. mulțumesc Mulțumim mult. frumos. Mulțumesc și eu, doamnă Mairos. Pa. O zi frumoasă.